Avem astăzi onoarea să deschidem ședința de constituire a Consiliului Local Buhoci și de asemenea îl avem alături pe domnul prefect al județului Bacău, care va conduce această ședință. Mulțumesc foarte mult, doamna secretar. Bună ziua! După cum știți, în baza ordinului prefectului numărul 225 din 14 iulie 2020, pentru comuna Buhoci a fost arondat un număr de 15 consilieri. Dintre aceștia, o parte sunt prezenți, o parte încă nu au venit și nu vor depune jurământul astăzi. O vor putea face în ședințele următoare, în fața Consiliului Legal Constituit. La momentul de față sunteți convocați în baza ordinului de prefect pe care l-am emis pentru această ocazie și în continuare o să avem două puncte importante pe ordinea de zi. Primul punct este depunerea jurământului de către dumneavoastră și în a doua parte a ședinței de astăzi va depune jurământul domnul primar în fața noului consiliu. De aceea o să rog pe doamna secretar să dea citire listei de consilieri ca să vedem care dintre dumneavoastră sunteți prezenți, în așa fel încât să putem observa dacă avem numărul de quorum îndeplinit, în așa fel încât să putem continua ședința. Vă rog, doamna secretar. Mulțumesc. Domnul Cutar. Domnul Golaia Adrian. Prezent. Domnul Ifine Mihăiță Claudiu. Prezent. Domnul Ilieș Constantin. Prezent. Domnul Ilieș Răzvan Gabriel. Prezent. Domnul Ilieș Vasile. Prezent. Domnul Mocanu Ioan. Prezent. Domnul Munteanu Dorie Dumitru. Prezent. Domnul Odovișteanu Ioan. Prezent. Domnul Pușcălargă Gheorghe. Prezent. Domnul Stoian Viorel. Prezent. Deci dintre cei 11 consilieri validați, toți sunt prezenți. Perfect. Sunt îndeplinite, deci, sunt condițiile... condițiile pentru continuarea ședinței. În acest caz, o să rog pe doamna secretar să ne precizeze care dintre dumneavoastră sunt cel mai în vârstă consilier și cei doi mai tineri consilieri. Deci, dintre dumneavoastră, decanul de vârstă este domnul Mocanu Ioan, născut la data de 05-02-1955, care va fi secundat de domnul Ilieș Răzvan Gabriel. Prezent. Și domnul Odovișteanu Ioan. Prezent. Ok. Domnii sunt aici. Da. Mulțumesc. Ei, acestea fiind spuse, o să rog pe doamna secretară să dea lumânii, o să ne gândesc în cheiere în instanțe pentru validarea mandatului de consiliere. În ședința din Camera de Consiliu din 19 octombrie 2020. Completul de judecată este prezidat de domnul președinte Alexandru Popovenciuc, pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe petentul Biroul Electoral de Circumscripție Locală numărul 21, Comuna Buhoci, având ca obiect validare mandate de consilier. La apelul nominal făcut în ședința din Camera de Consiliu a lipsit petentul, procedura legal îndeplinită se face fără citarea părților. S-a expus referatul oral asupra cauzei de către grefierul de ședință și după aceea s-au evidențiat părțile obiectul cauzei, mențiunile privitoare la îndeplinirea procedurii de citare și stadiul procesual, după care, nemai fiind alte cereri de încuvințat sau probe de administrat, instanța, în temeiul articolului 244 Cod Procedură Civilă, constată cauza în stare de judecată, iar în temeiul articolului 392 și articolului 394 din Codul de Procedură Civilă, reține cauza spre soluționare. După deliberare, în numele legii, dispune: validează mandatele următorilor consilieri locali declarați aleși pentru Consiliul Local al Comunei Buhoci.
Ilieș Constantin, candidat pe listele Partidului Național Liberal, Butacu Florin, candidat pe listele Partidului Național Liberal, Ilieș Răzvan Gabriel, candidat pe listele Partidului Național Liberal, Pușcă Largă Gheorghe, candidat pe listele Partidului Social Democrat, Odobișteanu Ioan, candidat pe listele Partidului Social Democrat, Iftimie Mihăiță Claudiu, candidat pe listele Partidului Uniunea Salvați România, Stoian Viorel, candidat pe listele Partidului Uniunea Salvați România, Golăie Adrian, candidat pe listele Partidului Uniunea Salvați România, Mocanu Ion, candidat pe listele Partidului Mișcarea Populară, Ilieș Vasile, candidat pe listele Partidului Alternativa Dreaptă, Munteanu Dumitru Dori, candidat pe listele Partidului Ecologist Român. De asemenea, invalidează mandatul de consilier local al domnului Ștoc Cristian, candidat pe lista Partidului Național Liberal, care renunța ca urmare a renunțării la mandat. Invalidează mandatul de consilier local al domnului Antucă Mihai, candidat pe lista Partidului Social Democrat, ca urmare a pierderii calității de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales. Invalidează mandatul de consilier local al domnului Stoica Iustin, candidat pe lista Partidului Social Democrat, ca urmare a renunțării la mandat. Invalidează mandatul de consilier local al domnului Budău Contesa, candidat pe lista Partidului Național Liberal, ca urmare a pierderii calității de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales. Prezenta încheiere se comunică de îndată prefectului și secretarului general al Comunei Buhoci, acesta din urmă având obligația de comunicare potrivit articolului 114 aliniatul 5 din Codul Administrativ. Prezenta încheiere de invalidare este comunicată de îndată și consilierilor local declarați aleși, Istoc Cristian, Antucă Mihai, Stoica Iustin, Budău Contesa. Este executorii cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicare pentru persoanele interesate, cerere care se va depune la judecătoria Bacău, pronunțată astăzi 19 octombrie 2020, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței. Întrucât astăzi suntem pe data de 27 octombrie, termenul de contestație a fost depășit. Vă rog. Dacă permite, domnule prefect, am auzit că ați menționat numele meu ca fiind victimie. Să vedem. Iftimie scrie aici. Iftimie? Da. Este greșit. Iftime. De. Atunci Iftimie. O să fac doamna secretar corectura. Deci, fără probleme, întrucât a fost depășit termenul de contestație, deci Consiliul poate să fie validat și să depună jurământul. În acest sens, urmează momentul solemn al jurământului, vă rog să vă ridicați. Procedura este una simplă. Dumneavoastră veți veni, veți citi formula de jurământ în ordine alfabetică. Aveți posibilitatea ca în timpul de punerii jurământului să folosiți formula religioasă care constă în folosirea sintagmei, așa să-mi ajute Dumnezeu la sfârșitul jurământului. Dacă nu doriți să depuneți jurământul cu această formulă religioasă, aveți libertatea să o faceți. De asemenea, în timpul rostirii jurământului trebuie să țineți mâna dreaptă pe Biblie și pe Constituție. Dacă doriți să depuneți jurământul fără formula religioasă, țineți mâna dreaptă numai pe Constituție. După aceea, veți semna cele două exemplare ale jurământului. Un exemplar vă revine dumneavoastră, iar cel de-al doilea exemplar îl veți înmâna doamnei secretar, care îl va depune la dosarul de constituire a Consiliului Local. O să vă rog pe doamna secretar să dea citire listei în ordine alfabetică a dumneavoastră și veți fi invitat să depuneți jurământul cu mâna dreaptă pe Biblie și pe Constituție și restul procedurii așa cum am enunțat-o. Vă rog, doamna secretar. Mi-am aranjat acest colț. Este foarte bine. Aveți exemplarele de jurământ în ordine alfabetică. Eu zic să vă duceți dumneavoastră doamna să vă vină în jurământul. Există alături de noi pe domnul Butacu Florin. Jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea binele locuitorilor Comunei Buhoci. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
domnul Nicolae Adrian. Jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Buhoci. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Buhoci. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc frumos! Un succes! Mulțumesc! Am văzut și eu. Eu îmi ieși constatul. Jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului Comunei Buhoci. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Două exemplare. Aici este unul. Aici. Mulțumim, sunt un succes. Mulțumesc. Domnul Ieș Răzvan. Jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac ceea cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și perceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Buhoci. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Un succes. Domnul Ilieș Vasile. Jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Buhoci. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Și celălalt semnație. Mulțumesc. Domnul Ocanu Ioan. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Buhoci. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mult succes! Mulțumesc! Domnul Iteanu, Dumitru Iori. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Buhoci. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Buhoci. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Un succes, domnul Vasile. Domnul Pușcă Largă Gheorghe. Mm-hmm.
Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ce stă în putere și priceperea mea, bine, pentru binele locuitorilor comunei Buhoci, așa să mă ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Buhoci. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, întrucât numărul de consilieri care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătate din numărul de consilieri arondați pentru Consiliul Local al Comunei Buhoci, constat că acest lucru înseamnă că Consiliul Local al Comunei Buhoci este constituit. În 3 zile va urma ca instituția prefectului să emită ordinul prin care se va constata și condițiile legale îndeplinite în ceea ce privește constituirea Consiliului Local al Comunei Buhoci. Vă puteți bucura. Felicitări! O să vă rog să luați loc. Pe doamna secretar să înmâneze încheierea care consfințește validarea mandatului domnului primar. Să dau eu citire? Haideți, domnul prefect, vă rog. Înțelegeți emoțiile noastre. Bun. Încheiere dată în ședința din Camera de Consiliu din 13 octombrie 2020. Completul este prezidat de domnul președinte Ciprian Constantin Țimiraș. Rolul cauzei este judecarea cauzei privind petentul electoral, biroul electoral de circumscripție numărul 21 Buhoci, având ca obiect validarea mandatului de primar. Desfășurarea ședinței de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio, în conformitate cu dispozițiile articolului 231 aliniatul 4 din Codul de Procedură Civilă. La apelul nominal făcut în ședința din Camera de Consiliu au lipsit părțile, procedura este completă fără citarea părților. S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care instanța stabilește că este competentă general, material și teritorial să soluționeze prezenta cerere în raport cu prevederile articolului 149 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ. Instanța încuvințează proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei și reține cauza în pronunțare. Pentru aceste motive, în numele legii, instanța dispune. Admite propunerea Biroului Electoral de Circumscripție Electorală numărul 21 Comuna Buhoci, județul Bacău. Validează alegerea domnului Ștoc Cristian în funcția de primar al Comunei Buhoci, județul Bacău. Prezenta se comunică prefectului județului Bacău și secretarului general al Unității Administrative Teritoriale Comuna Buhoci, acesta din urmă având obligația aducerii la cunoștință publică prin afișarea acesteia la sediul Unității Administrative Teritoriale Comuna Buhoci în termen de 24 de ore de la comunicare. Executorie cu apel în termen de 2 zile de la aducerea la cunoștința publică, cererea depunându-se la judecătoria Bacău. Dată în Camera de Consiliu și pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, prin mijlocirea grefiei instanței, astăzi 13.10.2020. Pentru că s-a depășit termenul de contestație, constatăm că validarea mandatului este în vigoare, prin urmare o să-l invităm pe domnul primar să își depună jurământul. Procedura este exact aceeași ca la consilierii locali, mâna dreaptă pe Biblie și pe Constituție și poate să folosească să aibă.
Jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Buhoci. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Atât Consiliul Local, cât și domnul primar au depus jurământul. O să o rog pe doamna secretar să vă facă câteva precizări în legătură cu tot ceea ce ține de materia conflictului de interese, a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese. Rog, doamna secretar. Deci fiecare ați avut la dispoziție un material format din două extrase de ale celor două legi importante și anume legea numărul 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare și în speță secțiunea a patra, incompatibilitățile privind aleșii locali. De asemenea, legea de bază și fundamentală a noastră, care este ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ, la articolul 227 avem regimul incompatibilităților aleșilor locali, la articolul 228 avem regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali și mai departe aveți enumerate niște articole care cu siguranță sunt de interes pentru dumneavoastră. Rugămintea mea este că stați aceste materiale și dacă aveți neclarități, întrebări, eu oricând vă stau la dispoziție, cu baza legală le discutăm și niciodată să nu existe nicio problemă referitoare la niciun articol de lege care să nu-l respectăm, pe care să nu-l respectăm. Da, vă mulțumesc! Mulțumim și eu! Pentru că ședința noastră se apropie de final, o să vă rog pe cei care dintre dumneavoastră doresc să adreseze câteva cuvinte, să facă acest lucru. Dacă nu sunt persoane care doresc să ia cuvântul, la momentul de față să-i dau cuvântul domnului primar și după aceea o să închid eu ședința. Deci dacă dintre dumneavoastră dorește cineva să vorbească, vă rog. Ok. Stimați consilieri locali, doresc ca să profit de această ocazie pentru a mulțumi tuturor cetățenilor Comunei Buhoci pentru votul acordat în cadrul alegerilor locale din 27 septembrie 2020. Le mulțumesc și îi asigur pe această cale că împreună cu colegii noștri, colegii și din USR și din celelalte partide, membri ai Consiliului Local Buhoci, și împreună cu domnul primar, să avem grijă ca această comună să înflorească. Mulțumesc frumos! Domnule prefect, domnule primar, doamna secretară, dragi colegi, stimați invitați, având în vedere că sunt la al treilea mandat de consilier local, întâi vreau să salut pe cei noi veniți și să-i asigur că vor avea în mine tot sprijinul, având în vedere experiența acumulată. De asemenea, vreau să transmit tuturor celor de față că voi rămâne consecvent principiilor mele, voi respecta instituția primarului, cum în aceeași măsură voi respecta și voi apăra instituția Consiliului Local. Astfel încât între cele două instituții să existe o simbioză perfectă și din această simbioză să câștige cetățeanul din Comuna Buhoci. Vă mulțumesc și vă doresc să aveți numai succes. Dacă nu mai este nimeni care să ia cuvântul, vă mulțumesc. Domnule prefect, doamnelor și domnilor, onorată asistență.
Înainte de toate, mulțumim bunului Dumnezeu pentru că ne-a întărit și am trecut cu bine peste toate provocările și încercările pe toată durata acestei campanii prelungite. Mulțumesc familiei care în toată această perioadă de campanie și mandat de primar mi-au fost aproape și împreună am format un nucleu, o adevărată familie. Le mulțumesc colegilor de pe liste cu care am format o echipă și împreună am desfășurat o campanie corectă și cinstită față de alții, bazată pe încredere și loialitate. Tuturor colegilor angajați în cadrul primăriei, le mulțumesc pentru activitatea desfășurată și țin să-i felicit pentru profesionalismul de care au dat dovadă și de celeritate cu care au rezolvat problemele cetățenilor și nu numai. Cetățenilor comunei, îi asigur că voi fi același primar. Voi veghea necontenit la siguranța și integritatea tuturor. Privind cu îngrijorare la fenomenul COVID-19, dar și cu speranța că împreună, prin responsabilitate și grijă, putem depăși cu bine această pandemie. Astăzi este o zi specială pentru mulți dintre noi, cei prezenți aici. Conștientizăm cu toții faptul că prin jurământul depus am îmbrăcat o haină a responsabilității în tot ceea ce privește bunul mers al comunității. Cu bucurie constat, Consiliul Local este format din mulți membri tineri, în care îmi pun toată nădejdea și am încredere că vor gândi matur și că pe toată durata mandatului lor nu vor fi sclavii partidelor și nu vor servi în totalitate interesele acestora, ci, din contră, să fie în slujba cetățenilor care au ales să îi reprezinte cu cinste și onoare în Consiliul Local Buhoci. În încheiere, vin cu un citat al marului istoric Ion Ice Brăteanu, care ar trebui să ne dea serios de gândit tuturor persoanelor din această sală. Citez. Cei mai mulți își închipuie că politica e un fel de distracție, cu foloase și onoruri. Politica e ceva grav, grav de tot. Ai în mână, în mâna ta viața și viitorul țării tale. Mulțumesc tuturor și mulțumesc, domnul prefect. Succes în toată activitatea. Mulțumesc, domnule primar, v-ați mulțumesc. Îmi revine și mie acum, la sfârșitul acestei ședințe, onoarea de a vă adresa un mesaj în numele instituției prefectului pe care o reprezint. Este un mesaj de încurajare, un mesaj de solidaritate, dat fiind faptul că la momentul de față, campania electorală poate fi considerată încheiată. Vă felicit de asemenea pentru mandatele pe care le-ați obținut, fie că este vorba de membri în cadrul Consiliului Local, fie că este vorba de domnul primar. Este un gest de responsabilitate civică și chiar personală. În ceea ce înseamnă responsabilitatea personală, cu adevărat, dumneavoastră trebuie să fi avut un proces de conștiință în momentul în care ați ales să candidați. Probabil v-ați sfătuit cu cei apropiați, le-ați cerut sprijinul și după aceea ați trecut în campania electorală. Acum aceste etape au fost depășite și iată-vă că sunteți consilieri ai Consiliului Local al Comunei Buhoci. Sunteți, practic, ceea ce este un parlament la nivel de comunitate locală. Și de asemenea, domnul primar reprezintă împreună cu aparatului de specialitate executivul acestei comunități de la Buhoci. Între dumneavoastră trebuie să existe o colaborare extraordinară, dat fiind faptul că, așa cum a spus și domnul primar mai devreme, sunteți cei care dețineți pentru următorii 4 ani, în mâinile dumneavoastră, destinele comunității de la Buhoci. Și în momentul în care veți intra în sala de consiliu, vă recomand să lăsați deoparte tot ceea ce înseamnă particiuri personale, motive subiective, pasiuni și tot felul de doctrine politice sau de altă natură și să aveți în vedere faptul că sunteți pur și simplu consilieri ai Comunei Buhoci. Nu aparțineți niciunui partid, nu aparțineți niciunui grupări sau unei alte organizații, pur și simplu sunteți ai Comunei Buhoci.
Și în această ipostază trebuie să aveți în vedere faptul că tot ceea ce se așteaptă de la dumneavoastră este onorarea promisiunilor pe care le-ați făcut către cetățenii care v-au votat și, în al doilea rând, lucrarea împreună pentru binele comunității. Cum o să faceți acest lucru? Foarte simplu. Prima dată trebuie să aveți în minte că tot ceea ce trebuie să se întâmple în sala de consiliu trebuie să se bazeze pe argumente raționale și nu subiective. Trebuie să luați în calcul toate opțiunile, trebuie să aveți pe de o parte baza legală și am încredere cu doamna secretar general, o să vă dea la momentul potrivit toate îndrumările care se impun. Pe de altă parte, trebuie să țineți cont și de doleanțele locuitorilor din comuna dumneavoastră. De asemenea, vă recomand și vă încurajez să vă fixați obiective îndrăznețe pentru comuna Bucoce. Nu mă refer doar la intervalul de 4 ani, care este perioada în care vă veți desfășura acest mandat, ci mă refer și la o perioadă mai îndelungată de timp, fie că vorbim de 5, 10, 15 sau poate chiar mai mulți ani, perioadă în care dumneavoastră împreună trebuie să găsiți ceea ce este mai important și mai necesar pentru comuna Bucoce. Fie că vorbim de conectarea la rețeaua de gaz, fie că vorbim de asfaltări, fie că vorbim de școli, de construcții, de alte obiective, dumneavoastră sunteți cei care, timp de 4 ani de zile, veți avea șansa să faceți diferența dintre stagnare și progres. Dumneavoastră sunteți cei care veți fi responsabili pentru, să zicem, avântul comunei Buhoci sau pentru rămânerea ei în urmă. Și de ce să nu spunem și cuvinte mai mari, tot dumneavoastră sunteți cei care puteți să faceți istorie sau cei peste care istoria va trece cu nepăsare. Nu uitați, sunteți ai comunei Buhoci și așa trebuie să vă comportați pentru următorii 4 ani. Dacă tot am vorbit de echipă, trebuie să fiți conștienți că domnul primar are nevoie de tot ajutorul dumneavoastră. Fie că este vorba de găsirea celor mai bune soluții prin intermediul hotărârilor de Consiliul Local, fie că este vorba de un sfat, fie că este vorba chiar de o susținere morală sau de altă natură, domnul primar va trebui să fie cel care va găsi în dumneavoastră un sprijin și un partener adevărat și nu o frână în calea dezvoltării. Este normal să apară dezbateri, este normal să apară opinii contradictorii, dar după ce rațiunea a vorbit și s-a hotărât care este cea mai bună variantă, trebuie să avem cu toții curajul să o acceptăm, fie că ne aparține, fie că paternitatea ei nu este a noastră. Și spun acest lucru pentru că, la un moment dat, trebuie să aveți în vedere faptul că nu sunteți singuri în acest județ, iar acest județ nu este singur în această țară. Dumneavoastră, când veți concura pentru resursele de la nivel județean, vă veți bate cu celelalte 92 de unități administrative. Și dacă nu aveți un proiect clar, dacă nu știți foarte bine ce aveți de făcut și nu aveți toate documentele pregătite, iar domnul primar nu are susținerea dumneavoastră, va fi foarte dificil să obțineți acele resurse pentru locuitorii din comuna Bucoce. De asemenea, dacă vorbim de promovarea intereselor comunității dumneavoastră la nivel central, trebuie să aveți în vedere faptul că suntem 41 de județe în România și fiecare județ are comunitățile proprii. Prin urmare, nu vă bateți numai cu cele 92 de comunități de la nivelul județului Bacău, ci vă veți bate cu toate celelalte comunități din cadrul țării noastre. Deci lupta va fi una foarte strânsă și nu puteți să vă permiteți să rămâneți în urmă. De aceea trebuie să aveți în vedere faptul că trebuie să fiți un nucleu. Mai mult decât atât, sunt sigur că domnul primar a trecut în mandatul pe care tocmai l-a încheiat prin momente, haideți să spunem, provocatoare. S-a trezit probabil la ore foarte, foarte, să spunem, devreme, da? 3-4 dimineață, se poate ajunge acolo unde era nevoie pentru rezolvarea problemelor, fie că a fost ceață, fie că a fost frig, fie că a fost cald, fie că a fost iarnă sau vară, el a trebuit să meargă. De asemenea, au fost situații în care a ajuns foarte târziu în sânul familiei. Iar acest lucru nu o spun ca pe o laudă, ci ca pe o constatare a faptului că de acum înainte tot același regim îl va aștepta. Din această cauză vă îndemn să formați împreună cu el tot așa o echipă.
Mai mult decât atât, dacă tot am vorbit de echipă, dacă tot am vorbit de colaborare, vreau să vă spun că la instituția prefectului veți găsi întotdeauna ușa deschisă, cel puțin pe perioada mandatului meu. Vă aștept fie că este vorba de dumneavoastră membri în Consiliul Local, fie că este vorba de domnul primar, cu orice problemă veți avea și împreună cu colegii mei vom căuta cele mai bune soluții pentru soluționarea cazurilor dumneavoastră. Acum, tot ceea ce înseamnă experiența și expertiza noastră vă va fi pusă la dispoziție, iar după ce vom identifica soluțiile cele mai potrivite pentru problemele dumneavoastră, vom și promova interesul acestei comunități, fie că este vorba de autoritățile județene, fie că este vorba de autoritățile naționale. Este important să aveți în vedere faptul că o comunitate nu se clădește odată la 4 ani sau nu se clădește în timpul unui mandat de 4 ani. Ea se clădește zi de zi, timp îndelungat. De aceea v-am încurajat să vă faceți obiective pe termen lung. Mai mult decât atât, nu uitați că dacă au fost, să spunem, consilieri înaintea dumneavoastră sau echipa de dinaintea dumneavoastră a inițiat niște proiecte bune, este bine să le continuați și nu să le stopați sau și mai rău să le desființați. De asemenea, dacă dumneavoastră aveți proiecte, este bine să le discutați, să le aduceți la cunoștința colegilor dumneavoastră, în așa fel încât să cădeți de comun acord și odată ce s-au stabilit aceste obiective, să știți pentru ce luptați. Veți fi împreună pe același front. Nu veți fi armate diferite, nu veți fi tabere diferite, ci pur și simplu trebuie să aveți în mintea dumneavoastră faptul că sunteți membri ai acestei colectivități, că sunteți aleși de colectivitate din cadrul ei și pentru ea. Este o responsabilitate care va apăsa pe umerii dumneavoastră timp de 4 ani de acum încolo. Sunt sigur că experiența și de viață, dar și administrativă vă va ajuta să faceți tot ceea ce este necesar și mai mult decât atât vă va ajuta ca la sfârșitul celor 4 ani, când probabil o să ne uităm pe realizările dumneavoastră, pe bilanțul mandatului care începe astăzi, să fim cu toți sâmbitori. Acum, în încheiere, o să-mi permit să urez în numele instituției prefectului tuturor celor dintre dumneavoastră care poartă numele Sfântului Dumitru, fie că l-ați sărbătorit ieri sau astăzi, la mulți ani și sănătate, iar dumneavoastră, atât membrii Consiliului Local, cât și domnului primar și aparatului tehnic din primăria Buhoci, vă doresc să aveți parte de tot binele din lume, în special să aveți sănătate, că este foarte importantă, și mai mult decât atât, să formați un nucleu dur pe care niciun obstacol să nu-l poate sparge. Vă doresc succes și declar ședința de astăzi încheiată.